Unul dintre subiectele aflate pe ordinea de zi s-a referit la discuțiile purtate recent cu ocazia vizitei vicepremierului Liviu Dragnea la Pitești legat de modificările legislative propuse. Este o legislație, cum bine o știți, care nu mai corespunde momentului, nici nu a prea corespuns ea vreunui moment și încercăm să o modificăm. E vorba de codul administrativ, să colectăm în el toată legislația privind administrația publică locală, codul finanțelor publice locale, la fel să colectăm în acest cod tot ce ține de finanțele publice locale. Legea transparenței s-a discutat încă o dată că trebuie să fie modificată. Avem foarte multă legislație în domeniul asistenței sociale, în domeniul tehnic și așa mai departe. Cum regionalizarea României iscă atâtea discuții la nivel național, evident că subiectul a fost dezvoltat și de primarul Tudor Pendiu, care, așa cum se știe, deja a afirmat de mai multe ori că Piteștiul are toate aturile pentru a fi reședința regiunii de care Argeșul va aparține. Este clar că este posibil ca în noua formă regionalizarea să arate altfel. Noi suntem județul care, eu știu, cu o probabilitate foarte mare, să nu mai facem parte din Muntenia Sud. Și spun lucrul ăsta, repet încă o dată, nu ca o ambiție a mea, n-am ambiții decât de a face bine, dar n-avem ce căuta noi cu Marea. Nu avem ce căuta cu Marea. Adică noi mergem la mare, sigur, în concediu. Dar nu ne ducem noi 44 de kilometri la Călărași. Mie îmi plac oameni de acolo, sunt oameni de treabă, oameni muncitori, oameni cu care poți colabora, oameni care au realizat multe, dar nu avem acela specific.